Polițiștii biroului Siguranță Școlară și compartimentului de analiză și prevenire a criminalității sunt prezenți printre elevi pentru siguranța acestora. Aceste activități ale polițiștilor se desfășoară atât în mediul urban cât și în mediul rural, pe raza întregului județ Olt, având un scop preventiv. În contextul reluării cursurilor față în față, polițiștii biroului pentru siguranța școlară, compartimentului de analiză și prevenire a criminalității și cei de ordine publică, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, acționează zilnic în zona unităților de învățământ, atât în mediul urban cât și în mediul rural, pentru a verifica dacă sunt respectate măsurile impuse în contextul pandemiei. Întrucât la începerea cursurilor, cât și la finalizarea acestora au fost înregistrate creșteri ale valorilor de trafic și aglomerări, facem apel către toți participanții la traficul rutier să manifeste responsabilitate și calm pentru a evita producerea unor evenimente rutiere negative. Totodată, polițiștii rutieri sunt prezenți pe străzile din zona unităților de învățământ pentru a supraveghea traficul rutier și pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente negative.